Dacă ar fi să fac așa o introducere la acestea dintre Suța, mai ales într-o epocă în care toată lumea este preocupată de nemurirea în acest paradis terestru, aș spune că pentru Suța, moartea pe noi cât capra și noi cu țigara în pat. Cam așa era, avea, spunea o dată, Petre Suța. Am ales ca motor, să zic, al acestei seri, un text din Sfântul Apostol Pavel, de la Efeseni 6:11-12, pentru că noi vorbim aici despre o luptă. Și lupta aceasta, pentru noi creștini, este o luptă duhovnicească. Deci, nu este vorba de o bătălie ideologică pentru noi, creștini. Pentru ceilalți poate să fie. Textul este acesta. Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Și aici accentul. Că lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzut. Deci este o luptă duhovnicească pentru noi creștini și ceea ce până la urmă surprinde este faptul că avem intelectuali care sunt și teologi, de altfel, de dreapta, care ne avertizează că trebuie să ne așteptăm încă vreo 20 ceva de ani până ne vom vindeca de comunism. Și chestia asta este atât de ipocrită. De ce este ipocrită? Că ce să așteptăm să ne vindecăm de comunism? Pentru că un neomarxism, iată, ne paște. Trăim în neomarxism. Adică a trecut o ideologie și acum noi ne îndreptăm spre Europa într-un neomarxism din aceasta înfloritor și suntem foarte optimiști. Nu. După cum vedem, nu putem fi chiar așa de optimiști. În ceea ce privește discernământul duhovnicesc, discernământul este, așa cum ne arată părinții Chilocarii și părinții Pustiei, vedere duhovnicească. Cel care are limpezime duhovnicească și mai ales astăzi este nevoie de o asemenea limpezime duhovnicească. În orice situație, părinții Chilocarii și părinții Bisericii ne învață că discernământul ține, de fapt, de Harul lui Dumnezeu. Deci, discernământul este legat de puterea Sfântului Duh. Iar Sfântul Ioan Casian spune, dreapta judecată este o virtute însemnată care nu poate fi cuprinsă cu mintea omenească dacă nu suntem ajutați de Harul Dumnezeu. Ea face parte dintre darurile Sfântului Duh, după cum învață Apostolul Pavel, care spune, deci enumeră mai multe daruri, și spune, altuia i s-a dat deosebirea Duhurilor. Și prin aceasta se arată că darul discernământului nu este mic și nu este nici pământesc, ci este cea mai mare răsplată Harului Dumnezeu. De altfel, Ava Antonie, în Filocalia Domnului I, traducerea aceasta românească, i-a adunat pe toți ucenicii săi și le-a dat temă. Să spună care este cea mai mare virtute. Și fiecare a venit cu smerenia, cu dragostea, fără îndoială. Însă, cea mai mare putere a vremurilor din urmă este puterea discernământului duhovnicesc. După cum avea să le descopere Ava Antonie cel Mare. Deci, cel mai important lucru în vederea pe care îl poate dobândi cineva în urma nevoinței duhovnicești este discernământul. Aici
aș trimite la Părintele Serafim Roz, care ne ajută foarte mult să înțelegem ce ni se întâmplă nouă astăzi. Părintele Serafim Roz ne arată că atunci când avem în față două fenomene care par să fie exact la fel sau cândva similare, virtutea discernământului ne îngăduie să vedem care dintre ele este adevărat și care este fals. Care adică dintre ele are Duhul lui Hristos și care are Duhul Antichrist. Însă șfirea lui Antichrist, cel ce vrește a fi ultimul mare conducător al lumii și ultimul dușman al lui Hristos, este de a fi Antichristos. Dar anti, foarte interesant, toată lumea are impresia că este doar împotriva lui Hristos. Și așa cum ne învață și Sfântul Apostol Pavel și părinții, anti nu înseamnă numai împotrivă, ci înseamnă și imitația cuiva, a te așeza în locul cuiva. Și Antichristul, după cum ne învață părinții bisericii, îl va imita pe Hristos. Adică va încerca să amăgească pe oameni, arătându-se pe sine ca fiind Hristos revenit pe pământ. De aceea, dacă, și aici, părinții bisericii ne învață, mai ales că noi am avut Duminica Ortodoxiei, prima duminică, și ați văzut că sunt, pe lângă amintirea Sfinților Părinți, care, Sfinții Părinți, că toată lumea are impresia că, de fapt, Sfinții Părinți ai Bisericii s-au luptat pentru niște formule, expresii și așa mai departe, care, la un moment dat, ar putea să fie părăsite. Nu. Sfinții Părinți ne-au învățat că există nuanțe ale vieții care sunt profunde și pe care, dacă nu le luăm în seamă, atunci cădem în erezie. Și de aceea, dacă cineva are o concepție neclară despre creștinism sau citește Sfânta Scriptură în lumina propriilor sale opinii, atunci acesta va ajunge la concluzii deosebit de anticreștine. Și văzând figura lui Antichrist, acesta va fi amăgit să creadă că este Hristos. Deci, trăim într-o perioadă, o perioadă pe care un părinte duhovnicesc a român a numit o perioadă mare confuzii. Adică, nu mai știm să deosebim binele de rău și, mai mult decât atât, nefirescul, vedem că ne este impus ca firesc. Și vorbim despre acest curent, transumanism. Un transumanism care este descris în diferite feluri. Avem multe studii, chiar avem și în limba română, chiar cartea lui Nicu Gabriluță, care mi se despre transumanism. Fiecare are o anumită concepție despre acest transumanism și unii au numit transumanismul dorința omului de a nu mai fi om. Deci ce este și ce presupune transumanismul? Este un curent care propovăduiește crearea unui om nou. Nu vedeți? Care să-l depășească calitativ pe cel actual printr-o serie de îmbunătățiri fără precedent aduse corpului uman care vor atrage suprimarea bolilor și o viitoare dezvoltare a capacităților fizice și intelectuale. Foarte interesant este că, apropo de imitații, foarte interesant este că Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre chenurios antropos, despre omul nou. Dar omul nou este omul nou în Hristos. Foarte interesant este că și comunismul, ideologia comunistă, vorbea tot despre omul nou. Omul nou spălat de creier, omul nou care avea dușman de clasă, omul nou pentru care vigilența însemna turnătorie, omul nou care trebuia despuiat de credința în Dumnezeu și de respectul față de părinții săi, să ne amintim doar experimentul Pitești, unde trebuia să-i înjuri pe părinții tăi,
copiii tăi, dacă aveai, și așa mai departe. Deci trebuia să maculezi tot ce era sfânt. De la Dumnezeu, părinți, soție și așa mai departe. Omul nou. Acum lucrurile s-au schimbat. Suntem în plină tehnologie și avem o mitologie din aceasta post-umanistă, transumanistă, cum se spune, unde ni se spune că putem deveni supraoameni. Putem deveni supraoameni cu ajutorul nanotehnologiei, spre exemplu. Deci, transumanismul vorbește despre o simbioză între omul actual și mașină. Sau, ca să citez, o aglutinare a corpului cu sisteme biotehnice și chipuri de dimensiuni nanometrice și o miliardime dintr-un metru, vă dați seama, care, odată implantată în corpul uman, îl va scana în întregime, îl vor scana, așa, îl vor repara la nivelul molecular și vor elimina, teoretic, orice problemă de sănătate, asigurând o funcționare perfectă a organismului. Este extraordinar. De asemenea, implantarea acestor nanocipuri în creier va amplifica memoria și inteligența operatorului rațional la cote fără precedent. Toate acestea vor conduce în cele din urmă, se spune, dacă este de luăm, după ce spun asemenea profeți, la crearea unui supraom, care pe lângă performanțele fizice și intelectuale, care sunt amplificate, în fața unui clasic, se va încununa și cu dobândirea nemuririi pământești. Iată ce ofertă tentantă aduce cu sine această sinteză a științelor moderne. Mi-amintesc, îmi povestea foarte paranteză un coleg de-al meu, profesor de viza tehnologie, îi spun și numele Părintele Văruș. El mai este în pat la Iure și la un moment dat un fost ofițer, așa, părinte, credința limitară acum e cam pentru că au descoperit ăștia o celulă, dacă asta folosești, minte că orice boală, așa, și s-ar putea să ajungem și la nemurire. Și ce după o lună mă întâlnesc din nou cu el. De data asta, foarte supărat. Și zice, domnule, ce aveți să te supărat? Soacră, un cancer. Păi, nasul dumneavoastră, că acum descoperă ăștia celula, imediat, punem, înlocuim și nu știu. Povești. Deci, nu intenționez să iau în discuție tema efectelor secundare a unei tehnologii care este implantată în corpul uman. Dar dacă tehnologia digitală exterioară corpului, deși a fost concepută cu scopul de a sluji nevoilor cotidiene ale omului, a ajuns să aibă nenumărate efecte nocive și să dezvolte deja cunoscutele maladii digitale, ce se va întâmpla oare în momentul în care nanotehnologiile vor deveni partea trupului? Și cei care ați fost la, când am făcut noi la casa, la Centrul Cultural de la Preț-Preț-Preț, am făcut iarăși o seară de șerântul duncesc și această, și problema transumanismului. Și am prezentat o secvență din dialogul pe care Cătălin Ștefănescu l-a avut cu un profesor din Germania, de la Universitatea de Munch, este doctor, neuropsiholog, cercetător, și a vorbit despre ce? Despre demența digitală. Și a arătat ce se întâmplă cu noi, dacă tot îi obișnuim pe copii de mici, să folosească, adică, pe jocuri, pe orice. Și v-aș îndemna să vizionați această emisiune, garantat 100%. Deci, demența digitală se numește. Am pus și filmul atunci, nu chiar tot, sau cum este sugestiv, în care un om de știință, foarte serios, arată
ce se întâmplă și ce boli îi pas cu cei care folosesc exterior. Dar ne întrebăm ce se întâmplă cu cei care acceptă aceste nanotehnologii, cum se spune, să devină parte a trupului. Și la această întrebare ar trebui să răspundă, să se răspundă neapărat înainte de orice aglutinare a corpului omenesc, care va produce efecte ireversibile. Acum însă aș zăbovi un pic pe promisiunile finale ale transumanismului. Nemurire. E cruzat. E adevărat că omul poate să filozofeze despre orice, să creeze propria utopie despre viitor și să creadă în ea. Dar ar putem să mergem atât de departe, încât să profețim dobândirea nemuririi prin intermediul nanotehnologiilor implantate în corp? Sunt unii care cred că aceasta, cred în acest mit, dintr-o naivitate idolatră și nu se sfie să o afirme public. Și aceste persoane atașate de cucerire științei ignoră o problemă de fond. Și anume, știința renunță la propriile principii și se metamorfozează pe nesimțite într-o religie. Iată că știința devine și religie. Cum așa? Foarte simplu. Știința a fost dintotdeauna o realitate omenească, pragmatică, și a contribuit la îmbunătățirea vieții pământești, pe care, fiind limitată, a căutat să o facă mai ușoară, decât percepea această viață drept singură. Din potrivă, nemurirea, se știe, a fost dintotdeauna domeniul religiei, în cazul nostru, al bisericii. Din această cauză, între cele două a existat o deosebire radicală de planuri și de abordare a existenței umane din perspectiva finalității acestea. Dar acum, dintr-o dată, știința trece granița și intră în spațiul religiei. În situația dată, nu este important dacă transumanismul se va realiza vreodată practic. Și dacă, sau dacă va rămâne o simplă utopie. Și faptul că acest curent își însușește în mod fraudulos concepții care țin de o altă sferă a spiritului uman pe care le interpretește. Doar dacă transumanismul nu este el însuși o religie, sau mai bine spus, o para-religie, în construcție, care în viitor va mai angaja cu siguranță și alte elemente. De aceea științele implicate în acest fenomen sunt pasibile să-și piardă orice credibilitate. Biserica este cea care a descoperit lumii pe deplin această temă a veșniciei, a nemuririi. Numai că între nemurirea propovăduită de biserică și cea actuală, trâmbițată de transumanism, nu este o identitate, ci o deosebire fundamentală. În vreme ce transumanismul promite o nemurire pământească, eu mă întreb așa, dacă stăm și analizăm noi, dacă am putea suporta o veșnicie, viața în condițiile de pe pământ, răspunea pământ. Oricât a fi mai de setoși. N-a putea suporta viața pământească, așa o veșnicie. Să fim sinceri cu noi înșine. Da? Mă rog. Deci, transumanismul, nemurire pământească. Biserica vorbește, vestește că în această lume este doar pregătirea pentru veșnicie, pentru nemurire, ce va fi primită într-o altă, eternă și desăvârșită lume. Nu spune Mântuitorul, împărăția lumii, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pentru că nemurirea este incompatibilă cu această lume supusă și a morții. Așadar, se pare că dacă prin implantarea nanotehnologiilor în trup, se va ajunge la alienarea și chiar sublimarea omului, așa cum o cunoaștem noi astăzi, prin promisiunea nemuririi pământești, transumanismul dorește, printr-o utopie periculoasă, să-l deturneze pe om de la sensul său final. Adică nemurirea cerească. Cineva interpretând această pretenție a transumanismului a spus că este dorința omului de a nu mai fi om. De câteva decenii încoace se simte o tentație parcă imposibil de oprit,
care amăgește pe omul postmodern dorința lui spre dezumanizare. Începând cu mai bine de 100 de ani în urmă, dar mai ales în anii 60 ai veacului trecut, credința și confidența omului în știință, tehnologie și inteligența artificială l-au ispitit să deschidă o cutie a Pandorei și mai larg spre o dimensiune până acum cunoscută doar în mitologie. Aceea a ființei postumane. O ființă de tip hibrid, în parte Homo sapiens și în parte robot. Homo sapiens vrea, cere și aspiră spre dezumanizare. În mod conștient, în mod calculat și în mod persistent. Ideologia și preocuparea intelectuală care anima acest obiect este transumanismul. Și aici transumanismul este încadrat de unii analiști, au apărut foarte multe cărți, la noi Daniel Mazilu ne-a vorbit despre Bertrand de Vergelie, care este profesor și este creștin ortodox, acum predă și la Saint-Serge. Deci, din bazul transumanismului este greu de înțeles, iar vocabularul lui, majoritatea lui covârșitoare de origine anglosaxonă, este greu de aplicat în limba română pe înțelesul oamenilor de rând. Argumentul principal care stă în spatele transumanismului nu este greu de înțeles. Transumanismul este o continuare a procesului evoluției ființei umane. Văd, am fost noi cu evoluționismul. Dacă până acum, așa după cum spun evoluționiștii, evoluția ființei umane a fost determinată de factori naturali și biologici, în primul rând selecția naturală, iată că Homo sapiens a dobândit capacitatea de a-și curăi și determina propria evoluție. Dar nu prin metode naturale, ori biologice, ci prin tehnologie. De acum înainte, afirmă transumaniștii, nu factorii naturali, ci tehnologia determină evoluția ființei umane. Dacă ai credință în evoluție, de ce să nu crezi în continuarea acestui proces? Evoluționismul, spun ei, a deschis orizontul de omului spre transumanism, spre dezumanizare. Transumaniștii văd ființa sapiens ca pe una imperfectă și finită. Evoluția naturală nu l-a făcut perfect și nici nu a completat procesul de evoluție. Mai este de lucru pentru a transforma ființa umană într-o ființă desăvârșită. Și, în veacul postmodern, iată că omul se poate perfecționa pe sine însuși cu ajutorul tehnologiei. Nu este vorba doar de ridicarea performanței ființei umane, ci este de vorba de transformare iradicală într-o ființă compusă din carne, sânge și oase, deci dintr-o ființă compusă din carne, sânge și oase, într-o ființă făcută din cabluri, metale și materiale plastice. Deci, povestea este interesantă. Eram în Grecia când am pășit în nouă mileniu. Știți ce personalitate a apărut atunci în nouă mileniu? Care a devenit, de fapt, un fel de emblemă a secolului 21. Cum îl cheamă? Stephen? Stephen Hawking. Stephen Hawking. Deci, el, într-un fel, împlinește undeva această tentație transumanistă, pentru că și impulsul gândului se poate transforma într-un semnal sonor. Deci, lucru pe care transumanismul și-l propune. Deci, transumanismul înseamnă și manipulare genetică, deci noile tehnologii, se știe, permit modificări genetice,
înlocuiri bionice și conexiuni neurale artificiale nanometrice. Nu evoluăm într-o nouă specie, ci creăm o nouă formă de viață, cum spun transumaniștii, care îmbină știința materialelor cu biologia. Transumanismul umple speranțele și mințile oamenilor cu visul de a deveni supra-oameni. Însă problema este că scopul real este eliminarea liberului arbitru al omului. Pentru aceia care vor rămâne, bineînțeles, transevoluția dezvăluie cele mai întunecate strategii de depopulare. Mă rog, acum, eu citeam când eram, și nu mă gândeam atunci, citeam o carte a lui Giovanni Papini, Gog. Da. Și spunea despre vizita acelui personaj care a mers la Stalin, la Lenin, a mers la așa și a mers și la Ford. Care, doamne, eu gândesc o fabrică în care să nu mai am nevoie de oameni. Dar vine un inginer, acționează roboții și așa mai departe. Deci, misiuni împlinite fără oameni. De altfel, soldații cibernetici și roboții bipezi vor permite operarea de la distanță. Se știe că există deja bombardiere nedetectabile de către radare, tehnici de îmbunătățire a retinei și naroboți capabili de auto-înmulțire. Deci, putem să ne bazăm pe această revoluție. De ce spunea cineva, apropo de războaie cu cyber, în care avem cyber-uri? Cyber-ul fiind un fel de robot, dar are și țesuturi naturale. Oamenii nu sunt înzestrați de la natură cu venin, cu gheară, cu blană, cu super rezistențe și super viteze. Dar dacă am putea să le, adăugăm ca în jocurile pe calculator 10 puncte la viață, ce părere aveți? Imaginați-vă cum ar putea arăta un război în care combatanții n-au nevoie să mănânce, să doarmă, nu obosesc, nu au căderi atunci când un camarad dispare pe câmpul de luptă și nici nu sunt incomodați de adrenalină în timpul bătăliei. Deci vorbim aici despre tehnologii și cu toții ne-am uitat foarte cu bucurie copilărească la superputerile eroilor. Și acum există forme incipiente, tehnologii care măresc capacitățile umane. Inițial, tehnologia a putut vindeca o varietate largă de afecțiuni. Cei cu auzul precar, din cauza bătrâneței, pot opta pentru un implant. Soldații care își pierd părți ale corpului în război își pot anexa mâini și picioare bionice controlate de propriile gânduri. Și e fascinant să vezi cum o mână bionică se mișcă așa cum vrea mintea noastră. Cei care își pierd vederea pot opta pentru implantarea unei retine bionice. Iar foști atleți pot alerga din nou după amputări întregime ale picioarelor. Și recunoaștem, beneficiile sunt impresionante. Însă, revoluția bionică, deși a reușit să producă vindecări uluitoare, nu se oprește la simpla înlocuire a părților corpului uman. Prin înlocuirea părților corpului uman cu tehnologie bionică, nu se preia doar funcția acelui organ, ci se și mărește capacitatea de a realiza funcția transumanistă manifesto respectivă, deci ale organului. De exemplu, prin implantul de retină bionică, nu doar ne recăpătăm văzul, ci vom da zoom, vom vedea de la distanțe foarte mari și vom vedea pe timp de noapte. Sau un implant sofisticat ne dă posibilitatea să auzim conversații ce au loc în alte încăperi sau clădiri. Mâinile bionice nu doar restabilesc capacitățile noastre, ci pot dubla forța umană. Iar cu ajutorul picioarelor bionice, putem atinge viteze pe care, în mod normal, corpul uman nici nu poate spera să le ia în cap. Iată ce tentație. Tehnologia bionică, prin ceea ce vindecă, oferă posibilitatea de a depăși limitele biologiei și anatomiei omului. Unii pot fi îngrijorați de posibilitatea deținerii de superputere.
Și până la urmă s-a părut. Se poate răzgândi pe cine apă. Deci, vorbim despre aceste superputeri pe care le dă. Și aici ați văzut, dacă vrem să ne clonăm copiii, putem să comandăm, se poate interveni în genomul uman. Deci, putem face orice. Care este, de fapt, ce se ascunde în spatele acestei tehnologii? Vă dați seama. Designer's baby. Adică îți proiectezi copilul pe care vrei să-l ai. Copiii nenăscuți ale căror calități fizice și intelectuale sunt desemnate prin pe timpul perioadei de gestație, prin intermediul tehnologiei, de către oameni de știință bine plătiți. Vom avea așadar un scenariu de copii perfecți. Deci, ați crea și ați proiecta proprii copii în laborator cu ajutorul tehnologiei și a determina calitatea viitorilor lor copii, nivelul de inteligență, dimensiune și caracteristicile. Deci, tehnologia aceasta reproductivă. Ei, și atunci, omul natural, omul firesc, celor mari. Copiii îi putem aranja în laboratoare și atunci ce nu-ți mai are, vă dați seama că această ideologie de gen este legată de transumanism. Ce rost mai are relația bărbat-femeie și așa mai departe, având în vedere că procrearea nu este o problemă. Este o problemă tehnologică până la urmă. Și atunci, de ce n-am fi noi de acord cu această educație de gen? De ce n-am fi noi de acord că familia este depășită? Și așa mai departe. Dacă ar fi să analizăm așa, aici au fost câteva exemple ce înseamnă transumanism. Este tentat, este de-a dreptul fabulos. Din păcate, această civilizație este hotărâtă să lase în urmă un om gol, cum spunea cineva, arogant și smintit. Opinia oficială și savantă pune în față vina celor care nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă de unde curge lumina, după de noi. Spre exemplu, eu am niște fobii. Am niște fobii, dacă nu sunt de acord cu educația de gen și cu toate celelalte. În primul rând, familia este declarată cuib ușor de abuz și de obscurantism, demodată și irecuperabilă, a fost înlocuită cu libera asociere între sexe, adică indivizi de același sex. E prea puțin. Sexul însuși s-a dovedit, sau mai bine genul, s-a dovedit o temniță și a fost înlocuit cu genul fluid, opțional sau temporal. Un exemplu, un supletitor primind din Anglia, unde o tânără abducese și mamă, Megan, dorește să-și crească viitorul copil în afara stereotipurilor de gen. Fie băiețel cu fustiță, fie fetiță în așteptarea măsății și așa mai departe. Obiectivitatea e garantată. Nici națiunea nu mai face față. Superinginerii binele liberal au înțeles că granițele trebuie dizolvate. Cine se crede român, german, american, greșește cu cel puțin un regl și cu câteva sute de ani, să spun. Oricine poate fi orice și din acest motiv frontierele trebuie eliminate. Odată sosit, migrantul va avea dreptul firesc să refuze integrarea și să treacă la ridicarea
nației nenorocite care plătește asistența socială. Păcate deocamdată, liberalismul global nu duce gândul până la capăt. Adică suntem neloviți de un cinism. Adică oamenii ăștia săraci care vin în Europa trebuie să vină pe embarcațiuni. După aceea noi organizăm salvarea lor în Grecia, peste tot, unde intră, unii se mai înneacă și așa mai departe. Este și un scenariu și un... Este un cinism. Adică, dom'le, dacă tot aveți de gând, de ce cu pluta pe mare, când se poate cu avionul zilnic și în masă? Nu? Că tot vorbim de integrare. În acest punct, liberalii sunt datori să-și învingă timiditatea și să-și lățească sufletul. Deci, au fost declarate republici în această civilizație transumanistă, postumanistă, trecutul, tradiția, toate personalitățile, așa, exceptându-i totuși pe Lenin și pe Marx. Universitățile și presa au descoperit primele acest secret vinovat și drept urmare, nu încetează să producă reparatorul militant cu diplomă și marxiști avansați, cum avem și noi în România, deja s-au lăudat cum avem oameni pregătiți să introducă acest nou tip de educație. Deci, totuși, trebuie să recunoaștem că oamenii ăștia care concep această religie, între ghilimele, luptă împotriva răului. Bertrand de Vergerie, care a fost invocat la întâlnirea noastră, care are mai multe lucrări publicate în Franța, spune, dacă Dumnezeu s-a făcut om și omul s-a făcut Dumnezeu. De-a lungul istoriei, cel din urmă s-a manifestat în patru feluri, prin cele patru umanisme pe care lumea occidentală le-a cunoscut și le mai cunoaște. Deci Bertrand de Vergerie vede patru umanisme. Primul, spune el, este umanismul eroilor și al creatorilor fără creator. Deci eroul își are sau și este propria religie și propria scriptură. Al doilea, umanismul libertății fără eliberator. Un umanism al libertinului. Al treilea este umanismul salvatorului fără izbăvitor. Al revoluționar. Și al patrulea este umanismul iubirii fără Dumnezeu. Și zic un umanism moral. Deci, omul Dumnezeu, cum se declară el de la sine putere, a hotărât să se considere un Dumnezeu. Și când intervine în societate, degradează totul. Binele, frumosul, adevărul. El prosperă prin puterea anonimatului care scade prin demascarea acestuia. Ce vrea transumanismul? Un om cu majuscul, cu o mare. Un om nelimitat. Un om cu mai multă viață, spune el. Un om care dobândește nemurirea, ați văzut că. Un om nediferențiat, bărbat-femeie. Dispariția nașterilor naturale. Dispariția vieții intime firești prin inventarea, știu eu, a unor, mă rog, mecanisme și prin conceperea copilului în laborator. Salvarea omului prin grija omului Dumnezeu. Asta se vedea Marx, manifestul Partidului Comunist. Omul vrea drepturi. Drepturi peste drepturi. Postmodernitatea este marcată de tendința lui de a se lega în toate. Vedeți, acum dreptul copilului, dreptul, dreptul, toată lumea ne garantează drepturile. Succesul pentru toți. Suprimarea diferențelor în educație și celebritate pentru fiecare. Paradisul pământesc. Plin de respect și demnitate pentru toată lumea. O religie umanitară utilă societății, dar lipsită de morală. Umanism pentru fiecare. Laicitate și toleranță. Fără discriminare, fără conservatorism, însă supravegherea totală, fără ștergerea informațiilor, pentru că ei vor să ne apere de noi înșine. Deci, ceea ce este
destul de grav este faptul că transumanismul devine o religie a mondializării. Deci, ni se propune de altfel o nouă religie în mod extrem ecumenistă, dacă până acum ecumenismul, ați văzut, era contestat, în sensul de reductor al tuturor religiilor și care va fi noua religie a transumanismului. Deși transumanismul este ateu, este areligios, dar își dă seama că nu pot distruge în om dimensiunea religioasă. Și vă amintiți că mici indiane chiar spunea la un moment dat că sentimentul religios, sentimentul sacru, nu este o achiziție evolutivă, ci este un dat ontologic. Ori transumanismul își dă seama de asta și după ce a avut o perioadă în care a repudiat toate religiile, dogmele, în numele unei libertinaj total, vrea să preia toate religiile. Care ar fi pentru noi soluția? Soluția la toate aceste planuri, proiecte, și am să vă citesc dintr-un părinte, un preot, care este și om de știință, este vorba de părintele Jean Bobo. Cel care are o carte dedicată tocmai transumanismului și sper să fie tradusă, nu știu, nu s-a tradus în limba română. Iată ce spune și apropo de discernământ, părintele Jean Bobuc. Apreciază că în prelungirea marxism-leninismului, transumanismul este o nouă religie ateistă care idolatrizează viziunea prometeică, niciană, a transformării omului și a schimbării firii sale, a creării omului nou, de data aceasta nu doar sub aspect ideologic, ci chiar fizic, uzând de tehnologiile tot mai avansate. Din paleta de concepte abordate și criticate de către părintele Jean Foucault, enumerăm doar două. Eugenia, teorie socială care pledează pentru îmbunătățirea speciei umane, prin diferite mijloace de manipulare genetică, despre care am amintit, și ectogeneza, știința apărută de curând și care își propune creșterea artificială a unui organism în afara corpului, putând genera la un moment dat înlocuirea nașterii clasice cu o altă metodă artificială, realizând astfel separarea sexualității de procreare. Cum ar spune François Rabelais, pe care citează Jean Bobuc, știință fără conștiință. Și spune François Rabelais, știința fără conștiință nu este decât ruinarea sufletului. Ce vede părintele Jean Bobuc? Cine învață părintele Jean Bobuc? Deci, în acest context, el ne cere un răspuns mai ferm și mai responsabil din partea societății de pretutindeni. Mai mult, distanțarea față de adoptarea digitalizării totale. Stoparea de construcție lumii în care trăim. Reașezarea persoanei umane concrete în centrul atenției societății noastre. Revalorizarea religiozității autentice. Lupta împotriva ideii unei implacabile lumi noi. Recultivarea respectului față de mediul înconjurător. O cercetare genetică protejată de reguli și de legi stricte. Repunerea în prim plan a celui mai important drept al omului, dreptul de a naște. Refuzul marginalizării atunci când încerci să spui adevărul despre lumea în care trăiești. Și noi trăim acest lucru. Regăsirea rădăcinilor sănătoase, atât biologice cât și duhovnicești, ale umanității, pentru a putea cultiva autentic, spre îndumnezeire, o omenire teantrică și liberă și nu una manipulată genetic. Deci, lupta mea personală, spune un cercetător, este lupta pentru viață. Deci până la ultima mea suflare mă voi bate pentru protejarea omului, a embrionului uman. Într-un registru duhovnicesc,
Și aici l-am luat pe Nicolae Steinhardt, pentru că se împlinesc duminică 30 de ani de la trecerea la Domnul. Părintele Nicolae Steinhardt. Deci în 1989. 30 martie, avem la facultate pe 16 aprilie, cei care doriți. Avem o seară, Nicolae Steinhardt și Revelația Fericirii, cu Monica Bilat, George Ardoleanu, Părintele Mirea și s-a mai anunțat cineva. Ce trebuie să facem? Să recunoaștem ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, că lupta noastră nu este de fapt împotriva cărnii și împotriva sângelui, ci este împotriva duhurilor acestui veac. Părintele Steinhardt ne spune diavolul ne stăpânește prin neîncredere și bunuială. Și această puternicie a sa, creștinii o pot contesta. De ea se poate slobozi. Se pot slobozi de neîncredere ai Doma ca și de cealaltă mare intervenție a demonului, neîncredinței. Pentru creștini, ceilalți, semenii lui, toți, nu sunt neapărat și nu-i greșit alcătuitorii unui iad pământesc. Ei nu văd în jurul lor numai și mai răutate și diavol. Dar asta nu înseamnă că se cuvine ca ei să fie proști și nătânci. Îl citesc pe Steinhardt. Purtând totdeauna pe buze un surâs mieros și artificial, plătinând binevoitor și nerozește din cap, blagoslovind prigoane și nedreptăți și fapte strigătoare la cer, propovăduind că toate sunt bune și frumoase. Știm prea bine că nu toate sunt bune și frumoase, că există în lume boala, durerea, suferința, sărăcia, foametea, tortura, asuprirea, tirania, minciuna, prostia, biruitoare, prigoana, sadismul și câte altele. Le știm lămurit și nu ne-ar ședea frumos în fața lor să ne acoperim ochii și să întâmplăm vorbe dulci și deșarte. Dar pentru noi creștini, stăpânul lumii este în cele din urmă Hristos. Nu Belzebul. De aceea mințile și inimile nu ni se împetrite, iar ochii și ochii cugetătorii ai nu ni se orbiți. Deci, Părintele Nicolae Steinhardt vede același lucru, că trebuie să înțelegem ce ni se întâmplă. Adică, ceea ce ni se întâmplă nouă românilor, prin această, nu știu cum să o numesc, politică de depopulare a României, această dispersie extremă a comunității de români în Italia, Spania, Danemarca, în toate țările până în Scandinavia, dispersie spirituală și fizică, și în același timp avem datoria, avem această datorie de a afirma și mesajul acesta identitar. Ideologiile de gen sau ideologiile pro-LGBT, mă rog, la noi în țară ați văzut că avem oameni pregătiți să introducă aceasta, dar noi trebuie să fim, așa cum ne spune și noi, trebuie să afișăm un zâmbet mieros, vai, extraordinar, ci trebuie să fim profetici. Așa cum au fost și învărturisitorii din tendințele comuniste. Unul dintre mari învățați ai neamului, Simon Mehedinț, a scris un cuvânt plin de înțelesuri care se constituie totodată într-o a treia mare lecție duhovnicească. Un popor, ca și orice om în parte, atât aprețuiește cât a înțeles din Evanghelie și cât poate să urmeze învățăturii lui Iisus. Deci, trebuie să ne salvăm și trebuie să salvăm ceea ce este de salvat. Națiunea atât de blamată de către acest post-umanism, transumanism, este o comunitate vie. Iar degradarea acestei comunități, distrugerea sistemelor sale de apărare și reproducere, înseamnă nu doar o pierdere teoretică, ci una foarte concretă, care se resimte la nivelul vieții de familie și individuale. Erodarea națiunilor înseamnă suferință pentru generații întregi. Nu este doar o chestiune de dezbatere intelectuală sau culturală. A dezbate astăzi despre cât de mult mit și cât de multă realitate este în națiune, este ca și cum am discutat, cum erau, știți, era o vorbă, că
Era Constantinopolul, era asediat și ei discutau despre Sfântul Îngeri. Deci, îndemnul este să înțelegem că această lume sau stăpânitorul acestui lume, este numit Lucifer, ne propune un contract. Dăm sufletul tău și acelui las din casa ta și îți voi da, în schimb, senzații tare care să te facă să uiți de adevărata ta menire și care să-ți anunțească glasul conștiinței și zgâmbetul inimii tale. Deci, singura salvare pentru a mai putea avea parte de inocența copilăriei, de bucuria familiei, de unitatea și solidaritatea unui neam este viața în Hristos, viața duhovnicească. Oricând ni s-ar părea de, știu eu, anacronici, așa. Da, revenirea la credință este salvarea noastră. Și aici aș încheia această, mă rog, trecere. Prin ceea ce ne învață, cred eu că acest cuvânt al Părintelui Rafael Noica din Cultura Duhului este un cuvânt profetic care, pe care vă rog să-mi dați voie să citesc așa într-o măsură în loc de postfață. Îndrăznesc să spun acum că nevoie este ca mai ales noi, creștini, fețele bisericești, să deosebim vreme în care ne aflăm istoric spre a lucra împreună cu Dumnezeu în via Lui și să tragem în aceeași direcție cu Dumnezeu. Vremea este acelere. Va trebui să pierdem pe mulți din rândurile preoților și din numărul credincioșilor. Aceasta n-a pus, s-a și făcut. Mai ales după război, deosebit. În anii 50, din anii 50 încoace, iar cei care au rămas, dintre aceștia sunt cei care acum recunosc și iubesc și primesc acolo Ortodoxie. Paradoxal, spune Părinte Rafael, care știți că a trăit în Anglia, a plecat la vârsta de 13 ani cu mama sa, de Zoaică. Constantin Noica a fost de acord, pentru că își dădea seama că în condițiile comunismului nu putea să ofere nimic. Și mai ales nu putea să se întâlnească, el a avut această vocație de filozof. Spune el, paradoxal, pe noi comunismul ne-a păzit într-o măsură, în felul lui, dar acum a venit vremea. Vom fi nevoiți să vedem propășiri și izbânzi din partea altor mișcări, secte, și pe noi înșine și pe vita noastră biserică și tot ce avem mai scump și mai sfânt în lume, să răbdăm ocări și prigoane din afară, iar dinăuntru smintiri și potigniri și vânzări. Și citează din Apocalipsă. Comunismul a lovit cu sabia, ideologia aceasta, mai ales cu minciunile acestui veac trecător, căci a început ceasul lor și stăpânirea Întunericului, și dacă s-a dat lor stăpânire, cine va putea sta împotriva lui Dumnezeu? Dar lui Dumnezeu, voi nu i-a sta împotrivă? Cum atunci vom fi lui biserică și mireasa Hristosului lui? Că judecând după Scripturi, precum și după priveliștea care ne înconjoară, nevoie este de acest necas. Pentru ca biserica, adică noi, să se curețe de toate preacurviile ei, să se spele de toată necurăția ei, să se lămurească într-o cele din urmă ca aurul în cuptorul ispitirii, să se lepede de tot ceea ce este străin, Sfințeniei ei. Să se smerească până la sfârșit, să se gătească mireasa într-o întâmpinare a Mielului. Acum va trebui să se lămurească credința noastră. Acum se va vedea în sfârșit ce va fi fost biserică și ce nu. Acum, care va fi fost acel popor binecredincios de pretutinde, cum spunem noi în liturghie, și ce anume va rămâne necredit de porțile iadului. Și ce va trebui să cadă. Nevoie este de acest necaz, cum spune Sfântul Pavel la Tesaloniceni, pentru că acum, în sfârșit, vremea stă să nască veșnicia. Înfricoșătoare lucru, dar nu băgându-ne capul în nisip ca struțul, ne vom pregăti pentru ceea ce nu vom putea stăvili. Înfricoșătoare vreme, sau înfricoșătoare vreme, dar dacă de la Dumnezeu, îngăduită, mântuitoare.
Acum mai aproape este nouă mântuirea decât am crezut. Și decât au crezut strămoșii noștri. Că dacă în zilele Sfântului Ioan Botezătorul doar se apropiase împărăția cerurilor, acum este lângă uși. Și mlădițile smochinilor peste zbară. Acum a și început acea vreme când cel ce nedreptățește mai nedreptățească și cel ce spurcă mai spurce, cum spune la Apocalipsă. Și oare nu s-a umplut întreg globul pământesc de promiscuitate și de libertinaj neînfrânat? Că cele de negândit în urmă cu vreo 30 de ani, acum sunt monedă curentă. Dar deși mai puțin bădit, este și vremea când. Și cel drept mai facă dreptate. Și cel sfânt mai sfințească-se. Că cel ce este să vie, va veni. Și nu va mai zăbubi și plata lui în mâna lui pentru fiecare. Și încheie profetic. Spune așa. Vremea este ca noi creștini să ne întoarcem într-o ale noastră. Și biserica să se întoarcă și ea într-o ale sale. Adică să ne revânțăm mai multă încredere în Dumnezeu decât în cele văzute și mai la îndemână. Și să ne sprijinim mai mult pe mijloacele lui Dumnezeu decât pe mijloacele acestei lumi. Iar acestea, îndeosebi prin aceste mijloace, ne silesc să îmbrățișăm și atitudinea acestei lumi, punând deoparte fie și provizorul poruncerii lui Hristos. Că astăzi, de ne vom afla despărțiți de Hristos, ce ne vom face de la noi înșine când ne vom întâmpina porții iadului? Nu într-o putere mare, nici într-o tărie, ci într-o Duhul meu, zice Domnul Apărțitor. Și iată că noi, preoții, primim același sfat. Pentru că această carte, Cultura Duhului, a fost prilejuită de un complex al preoților care, mă rog, fiind, nu știu, lipsiți de maturitate duhovnicească, au crezut, a, duhovnicul secolului 21, acum nu știe psihanaliză, psihologie și așa mai departe, nu poate să fie. Și Părintele Rafael spune celor care s-au adunat la Alba, frate, voi habar n-aveți. Voi trebuie să aveți încredere mai mult în mijloacele lui Dumnezeu. Și cum aveți încredere? Și spune aici Cultura Duhului, pentru că ei aveau o problemă mare. Se gândeau că sunt depășiți, erau complexați, având harul preoției. Având harul, erau complexați. Doamne, cum să facem față? Păi cum? Cum a făcut față Părintele Arsenie Papaciocului, Daniel Turcea. Daniel Turcea s-a dus, era plin de fizică, de geometrie, de toate celelalte. S-a dus la Părintele Arsenie Papaciocului, la Cernica, l-a prevenit de altfel prietenul. Vedeți, Părintele, că ăsta are o minte extraordinară. Dovadă poeziile lui, mai ales din Etiopia, sunt geometrie și toate, și toate. Și Părintele, ce credeți că a fost? L-a primit și l-a ascultat. Pentru că el avea deja Duhul lui Hristos. Și atunci Părintele Rafael ne spune, păi frații, voi, vrei un Duhul bun, spune el, tu ești un Duhul bun. Tu care ai fost hirotonit mai în sau mai răsă la tăi. De ce? Pentru că în momentul în care tu spui problema, aceasta înseamnă că tu crezi mai mult în calitățile tale omenești decât în lucrarea lui Dumnezeu prin tine. Și ce un duhovnic bun este în bocancii tăi, Părinte. De ce? Pentru că marea minune pe care Dumnezeu săvârșește în această taină a părinții și a creației duhovnicești, pentru că vorbim despre discernământul în genul, dacă ai duhovnic, dacă nu ai duhovnic, ești după capul tău. Pentru că trebuie să faci ascultare ca să ai discernământ. Discernământul este un dar duhovnicesc. Și atunci, marea minune este mântuirea păcătoșilor prin păcătoși. Aceasta este marea minune. Și atunci, le spune, și ne spune și nouă astăzi, le spune preoților, să le învețe o mai mare încredere în lucrarea lui Dumnezeu prin ei, decât în propria lor înțelege. Asta nu înseamnă că preotul trebuie să fie incult. Dar în același timp, el trebuie să știe că tot ceea ce el dobândește trebuie să fie o cultură. Pentru că ceea ce propune transumanismul propune, așa cum spunea un gânditor român,
care s-a dus la Las Vegas și a fost impresionat de acel oraș în pustiul Nevada, unde totul este artificial. Și acolo găsește piramide, e un fel de mall al nostru extins. Acolo se pot încheia căsătorii așa și se pot desface în 5 minute, nu? Și acel gânditor a spus un lucru. A spus, zice, rar mi-a fost dat să văd o formă mai civilizată a culturii. Pentru că, de fapt, cultura înseamnă viață. Cultura înseamnă raportare la Dumnezeu cel care ți-a dat viață. Cultura nu înseamnă artificial. Și mediul pe care îl creează și transumanismul. Așa este și acel gânditor a spus, Doamne, zice, când m-a dus în Las Vegas, stai și m-am gândit, Doamne, ăsta e sfatul cel mai propice pentru a te sinucide. Ori transumanismul, după cum vedeți, este o sinucidere a omului care vrea să devină mai puternic prin ce? Prin toate aceste protezări. Dar, de fapt, lupta care se duce nu este pentru proteze, ci lupta care se duce este, de fapt, pentru mintea omului. Ce va mai fi omul protezat? Ce va rămâne din omul adevărat? Deci, întoarcerea la Hristos este demersul creștinilor, al bisericii. Nu te teme, turmă mică. Așa, domnul Mihai Gheorghiu va vorbi despre referendum. Aceștia suntem. Dar nu ne temem, pentru că, așa cum spunem noi, uite, azi este Buna Vestire. Și Buna Vestire are mesajul profetului Isaia, că Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Cântăm noi în fiecare, la toate aceste pavecernițe, ca în încălbare, a fost în prima săptămână, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți, Dumnezeu și vă plecați. Să ne ajute Dumnezeu să ducă în imaginea.